femei din lumea întreagă. Ia să vedem. Am terminat jurnalul Focus de la ora 23, dar înainte să plec acasă, vreau să-i transmit un mesaj colegului meu, Cristi Brancu. Este 00 și un minut. La mulți ani, Cristi, la mulți ani echipei tale minunate, să aveți putere de muncă, sănătate și să faceți emisiuni la fel de frumoase, pentru că iată, emisiunea exclusiv VIP cu Cristi Brancu a împlinit astăzi un an. La mulți, mulți ani frumoși cu audiențe pe măsură, iar pentru că știu că mâine, pe 9 martie, ziua ta, dăm voie să îți spun la mulți ani, să-ți urez numai bine și rămâne valabilă urarea de anul trecut. Dragă Cristi, să ai și să fii, dar mai ales să fii. La mulți ani! La mulți ani, sănătoși și fericiți! Ce ați făcut, mă? Îți dorim de aici, din creierii munților, unde avem minus 9 grade, zăpadă, tractor să ne scoată. Numai bine, distracție plăcută, pa, pa! Ta-da! La mulți ani, domnul Cristi Brancu! La mulți ani, exclusivim! La mulți ani! La mulți ani! Așteptăm tortul! La mulți ani, Cristi, la mulți ani exclusiv VIP, la mulți ani întregii echipe, să creșteți din ce în ce mai mari și mai frumoși și sănătoși. Vă pup! Mulțumim! Doamnelor și domnilor, întrerupem jurnalul Flash Monden pentru exclusivitate. Stimați cetățeni, trăim un moment istoric. Data de 8 martie este o zi de o însemnătate crucială pentru... Mulțumesc, Maicove. Unde e buchetul de flori? Nu, despre asta vorbeam. Nu, concentrează-te, că suntem în transmisie specială. Breaking news. Anul acesta, de 8 martie, transmitem un călduros și sincer la mulți ani colegului nostru de arme, Cristi Brancu! Bravo! La mulți ani! La mulți ani! 100 de ani, Cristi! Cu toate exclusivitățile din lume! Toate cele bune, te pupăm! Hai. La mulți ani încă o dată! Revenim la ale noastre, vă mulțumim pentru atenție! Mulțumim, continuăm jurnalul! La mulți ani, Cristi, la mulți ani exclusiv VIP, la cât mai multe emisiuni frumoase cu subiecte interesante și invitați de poveste. Vă pup! Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, sunt absolut emoționat pentru că nu știam nimic. Este adevărat, în tot ceea ce urmează să se întâmple, este adevărat, astăzi, ce vorbești, băi, băiatule, va, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, ia, hai, cu ce să încep? Păi eu zic că orice bărbat ar începe cu pupăturile. Stai așa, nu așa. La, așa, la doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, avem un tort aici. O secundă, uite, vezi ce înseamnă să fie soția lângă tine în momente importante. Prin urmare, acum un an de zile, pe 8 martie, la ora 15, o oră pe care vă rog să o țineți minte, începea aventura exclusiv cu Cristi Brancu la Prima TV. Vă mulțumim pentru toate milioanele de aprecieri și de ocazii în care ați fost alături de noi timp de atâtea și atâtea luni, un an de zile. Colegii mei s-au gândit, eu m-am gândit azi numai la 8 martie, prin urmare a fost cu flori seara, a fost bine, să ne bucurăm, am dat fetelor cadouri. Acum însă trebuie să vă spunem că acest tort este al vostru, nu-i așa? Da. Este al vostru, celor de acasă, care ne iubiți, e al colegilor mei care stau, al colegilor mele care mă suportă pentru că încercăm să facem o mulțime de lucruri și vă dorim astăzi un pic de dulce. Și poate că nu e întâmplător că ne-am născut de ziua femeii, pentru că voi femeile sunteți baza. Ce faci, măi, mami, măi? Na, bine, măi, dar tu ce mai faci? Ce cauți tu, măi, la ora asta? Unii ești tu, măi? Da, eu te-am lăsat acasă, tu ai plecat, tu ne-ai fost, dar n-am înțeles. Cine-i la gospodării mei? Unii copchielul, măi? Am făcut sarmale, am făcut mâncare, am făcut ditătii și acum mă sărbesc și eu. Așa, la mulți ani, dragă, te iubiești, tati, la mulți ani tuturor telespectatoarelor exclusiv VIP și telespectatorii. Nu? Da. Că sunt și bărbați o groază de tip fain. Păi, e adevărat, e adevărat, sigur. În anumite zone din Moldova se dădeau mărțișoare. Prin urmare, poate să fie la mulți ani și pentru bărbați. E ziua femeii. Prin urmare, un tost absolut groază. Ce facem cu tortul ăsta? Îl mâncăm! Acum, doar, luați publicitate ca să începem treaba, ne norocim. Da? Ia să vedem. Ce bun e! Bun, bun, bun!
Nu lipsește nimeni din familia Brancu Turcu, mi se spune. Ia, ia, ia. Ia să vedem. La mulți ani tuturor femeilor! La mulți ani, mami! La mulți ani, Mimi! Unica mea! Mami, tu ești cea mai bună mamă din lume! Și Mimi, tu ești cea mai bună bunică din lume!